fi o mare bătălie, dar va fi una melodioasă. Să înceapă ultimul episod din Audițiile pe nevăzute. Să înceapă! Să înceapă! Hai, Moga, hai! Hai, și! Hai! S-a întors Loredana! S-a întors o femeie pentru el! Deci ce cafele o să bem fiecare dimineață, Loredana? Bă, mi-e poftă, băi, vreau o cafea, serios! Hai, nu vom mai fi, vă veți aminti, că a fost o dată. Avem o cortină, nu știm ce-i după ea, nu știm dacă e femeie sau bărbat, poate fi iubitul ei, tatăl, bunicul, poate... Wow! Moga, pune telefonul! Băi, luați-i telefonul, luați-i telefonul lui Moga. Ia-mă telefonul. Ia, Moga, ia-mă telefonul. Mă, Moga, ia-mă telefonul ăla și aruncă-l, mă. Lasă, gata, gata, l-am luat. I-am luat telefonul lui Moga. Să vedem cum cântă bunicul ei. Cât de entuziaști sunt, ia! Ia uitați-vă cum sunt la noi cameramanii! Hei! Vedeți? Fetelor, vă mulțumesc! Doamne, Dumnezeu! Îți mulțumesc, Moș Crăciun există! Ați văzut? Am avut dreptate! Le lăsăm, e momentul lor! De ce? Nu știu! Vino aici! Da! Trebuie să crezi! Cei care și-a dorit! Greul de-abia acum începe! O să-l sunăm pe Enrique, să-l întrebăm. Enrique, che paso? Acum spunem fiecare seară, bună seara, iubit. Cum vă simțiți? Bine, da? M-am relaxat deja. Da, v-ați relaxat deja. Emoțiile o să înceapă când o să o vedeți pe scenă. Lasă-mă că vibrez tot. Nu trebuie să am emoții. Și Tudor s-a întors! Pe Moga! Și săracul Kiril a avut un trec discurs, un trec monolog. Hai, Loredana, cât mai reziști? Hai, Loredana, hai, ci! Bravo, ai fost tare, mami, tare, tare, tare. Bună, dăm voie. Hai, Loredana, hai. Hai, Loredana, hai. Voce neașteptată. Că a început bine. Spuneți la nimeni. Audițiile pe nevăzute s-au încheiat. Vinerea viitoare încep marile dueluri. Se vor confrunta farmecul lui Sandivel cu urletul lui Rahan și răgetul lui Sandokan. Dar nu vor lipsi nici sabia și nici cârlionții lui D'Artagnan. Va fi super acțiune cu supereroi. Deci, recomandăm acest program părinților însoțiți de copii și bunici. Vinerea viitoare la ProTV. Noapte bună!